și bun, ne ridicăm înaintea ta, la finele acestui an, să fim recunoscători pentru bunătatea ta, pentru mâna ta întinsă, pentru iertarea ta, pentru mântuirea ta, pentru vindecarea ta, pentru că ai fost cu noi ziua și noaptea și ai călăuzit viața, familiile și biserica Betania. Ne oprim la sfârșitul acestei zile, se opresc bătrânii, Doamne, cu părul cărând. Se opresc adulții, familiile, tinerii și copiii înaintea ta, ca să înălțăm pe Domnul care ne-a binecuvântat, care ne-a păstrat în unitate, care ne-a vindecat bolnavii. O, oh, Doamne, ne oprim înaintea ta să-ți mulțumim. Inima noastră este deschisă și în cuvintele pe care le rostim, punem admirația și recunoștința noastră pe care o adresăm numelui tău pe care o trimitem în sala tronului, la Domnul care ne-a purtat de grijă, la Domnul care a vindecat bolnavii, la Domnul care a, care a binecuvântat cu unitate biserica, la Domnul care a umplut biserica aceasta de copii. Doamne, slavă Ție! În numele Domnului Iisus, îți mulțumesc pentru familia mea și pentru Carmen și îți mulțumesc pentru biserica aceasta, Doamne, prin care îți proslăvești numele. Îți mulțumesc pentru frații păstori, îți mulțumesc pentru păstorii asistenți, pentru păstori prezbiteri și diaconi, îți mulțumesc pentru frații din conducerea bisericii, din corpul pastoral, îți mulțumesc pentru dirijori și lideri și departamente, Doamne. Îți mulțumesc în numele Domnului Isus Hristos pentru toate departamentele, Doamne. Îți mulțumesc, Tată, și pentru șoferii care conduc basul ca să-i aducă pe oameni în vârstă la biserică. În numele Domnului îți mulțumim pentru toate lucrurile. Domnul nostru, ne arătăm recunoscători înaintea ta. Și încă o dată punem numele tău peste cei bolnavi. Și, pentru, și peste fratele Ștefan Lozneanu, care este bolnav, care nu poate rosti cuvântul de predic, așa cum noi ne-am gândit să facem în seara asta. Să pui mâna ta peste el și peste toți cei care sunt bolnavi, Doamne. Amin. Să-ți aduce aminte de Ramona, de sora Luci, de fratele Victor care sunt la spital și de toți ceilalți și să îți înalți numele în inima noastră, în casele noastre și în biserica ta. Ne arătăm recunoscători înaintea ta, cu sufletele pline de liniște și de bucurie, mulțumitor că Domnul ne-a binecuvântat. De aceea ta să fie onoarea și gloria și slava și puterea și strălucirea a lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și biserica lui Dumnezeu să spună Amin. Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. Frații mei, surorile mele, am organizat în seara aceasta ceva cântări, rugăciuni și acum, apropiindu-ne de încheiere, o predică. Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze timpul acesta de predică prin puterea, lui, prin puterea Duhului Sfânt. Amin și inima noastră să fie mângâiată din nou acum la finele anului. Aș vrea să citesc pentru predica aceasta un cuvânt din Scripturi și o să citesc din Matei, din capitolul 25, O să citesc pilda talanților. Matei 25, versetul 14. Atunci părăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul, fiecăruia după puterea lui. Și a plecat. În dată, cel ce primise cei cinci talanți s-a dus și i-a pus în negoți și a câștigat, a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa, cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el alți doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a adus alți cinci talanți și a zis, Doamne, mi a încredințat cinci talanți, iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți. Stăpânul său i-a zis, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi a încredințat doi talanți, Iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Stăpânul său i-a zis, bine robun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis, Doamne, am știu că ești un om aspru care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, rob, viclean și leneș, Aș știu că se cer unde n-am semănat și că strâng unde n-am vânturat, prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are zece talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amen. Vă rog, respectos, să vă reașezați. Frați și surori, stând înaintea Domnului, în această seară, așa cum anticipam, încercăm emoția acestui sfârșit. Și fiecare are simțăminte speciale în suflet. Două zile în urmă, duminică seara, am rostit o predică care a avut același caracter, potrivită pentru un sfârșit. Și am intitulat-o La întâlnire cu trecutul. Și am vrut să spun că noi nu putem scăpa de trecutul nostru, și acum ne întâlnim cu el cu cele bune și cu cele altfel pe care trecutul le conține. În această seară, citind textul acesta, am socotit că ar fi bine să-l citesc împreună cu dumneavoastră și, pe marginea lui, să spun câteva gânduri, alcătuite într-o predică. O predică care să surprindă faptul că un grup de oameni l-au slujit pe Domnul împreună. Dar când a venit vremea socotelilor, au fost despărțiți. Și m-am gândit să spun o predică care surprinde această realitate dureroasă. De ce pe pământ împreună și în cer despărțiți? De ce pe pământ împreună și în cer despărțiți? Viața este asemenea unui an de zile începe și se sfârșește repede. Viața cu Dumnezeu este asemenea pildei talanților, în care pildă fiecare crede că e pe drumul cel bun și este în voia lui Dumnezeu, precum cei trei din pildă. Numai că doar la sfârșit, când se va întoarce stăpânul, unii vor fi premiați, alții pedepsiți. Unora li se va spune, veniți, altora duceți-vă. Dar până să vină stăpânul, fiecare crede că îi se va spune vino și fiecare crede că va fi premiat. De ce suntem pe pământ împreună și de ce în cer vom fi despărțiți? Dintre cei trei robi din pildă, doi au fost chemați și binecuvântați, premiați, timp în care al treilea a fost chemat și el, dar pedepsit. Mai întâi să definim termenii. Pilda sau parabola aceasta din care am citit este o întâmplare imaginară cu un singur adevăr central, în contextul obiceiurilor și culturii vremii, spusă după tiparul de gândire al oamenilor care au trăit în vremea aceea, cărora li s-a adresat Domnul Iisus Hristos. Talantul este o unitate de măsură a greutății monedelor, a cărui valoare cântărește 49 de kilograme în aur și 43 de kilograme în argint. Adică salariul unui om pe 16 ani de muncă, un, talar, un talent valorând 6000 de dinari și un dinar plata pentru o zi de muncă. Talanții aceștia sunt darurile, capacitățile și oportunitățile pe care Dumnezeu le împarte robilor săi, Dumnezeu în calitate de stăpân, iar credincioșii din împărăție în calitate de robi ai lui Dumnezeu. Ziua socotelilor este sfârșitul veacurilor. Pentru noi în această seară este sfârșitul anului 2013 ca și aplicație practică. Pilda talanților prezintă un stăpân și trei dintre robii lui. Stăpânul reprezintă pe Dumnezeu. Cei trei robi îi reprezintă pe toți oamenii lui Dumnezeu, pe toți slujitorii lui Dumnezeu. Este ușor de observat că doi dintre cei trei robi au ascultat și îi reprezintă pe credincioșii ascultători, serioși, plini de râvnă, fideli Domnului. Cel de-al treilea nu a ascultat și el îi reprezintă pe credincioșii mediocri, superficiali și neserioși, oameni care nu-l slujesc pe Dumnezeu. Observăm că cei trei, cei trei robi au fost împreună pe pământ. Au primit fiecare de la Dumnezeu oportunități de slujire, daruri. Și nu se vede prea multă diferență între ei, în timp ce stăpânul a plecat cu perspectiva întoarcerii. Nimănui nu i-ar fi trecut prin cap că la revenirea stăpânului ei vor fi despărțiți. Dar când stăpânul s-a întors, Biblia ne spune că le-a cerut socoteală. De ce pe pământ au fost împreună, dar în cer au fost despărțiți? În primul rând, pentru că slujirea este expresia iubirii de Dumnezeu, și ea reflectă mântuirea, dovedește mântuirea. Un om care este mântuit atât de mult îl iubește și îl respectă pe Dumnezeu, încât nu poate să stea fără ca să facă nimic. De când a fost soția mea operată de cancer și de când a fost operat așa aici la abdomen, pe aproape trei sferturi din circumferința corpului și i s-a luat ea are o foarte mică capacitate de efort. Și ori de câte ori sunt acasă și o văd muncind, pur și simplu încerc să fac eforturi foarte mari și să o ajut cât pot de mult, pentru că mi-e milă de ea. Și mă gândesc că în situația aceasta sunteți fiecare dintre dumneavoastră, când vedeți pe tovarășul de viață că bătrânețea, neputința, bolile, poate o operație, poate circumstanțele vieții, poate prea mult lucru. Ce fel de om să fiu eu? să-mi văd tovarășul de viață, cum încearcă să facă efort pentru organizarea casei, iar eu să stau și să mă uit pe pereți. Cum poate un om născut din nou să stea în biserica lui Dumnezeu și să nu facă nimic în timp ce e mântuit, e plin de Duhul Sfânt și e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Ei bine, de ce pe pământ au fost împreună, dar în cer au fost despărțiți? Pentru că slujirea exprimă iubirea unui om față de Dumnezeu și reflectă mântuirea. Apoi, pentru că Dumnezeu a chemat pe toți oamenii să slujească, pe toți credincioșii, iar cei care nu slujesc, evident că vor fi tratați diferiți de stăpân. Că ce stăpân să fie ăsta care plătește și pe cel ce vine la lucru și pe cel ce nu vine la lucru? Nici în lumea noastră nedreaptă nu se întâmplă așa. Dar cu Sfântul și dreptul Dumnezeu din ceruri. În al treilea rând, pentru că Dumnezeu a dat fiecărui credincios daruri și oportunități de slujire, numai că a dat fiecăruia după putere. Dumnezeu nu a dat la fiecare puterea de a predica, de a cânta, de a dărui, de a se ruga, de a posti sau de a face altă slujbă la fel de mare ca celorlalți, ci Dumnezeu, în înțelepciunea Sa de Creator, a împărțit la fiecare după cum a considerat el că este necesar. Însă, Dumnezeu nu cere niciunui om care a primit puțin să producă mult și nici invers. Apoi, în al patrulea rând, pentru că atunci când cineva nu vrea să slujească, scuzele prin care încearcă să se justifice nu fac decât să-i atragă pedeapsa. În al cincilea rând, pentru că Dumnezeu se va întoarce în calitate de stăpân și va cere socoteală. Dar va cere socoteală de la slujire? Și recompensa va fi în funcție de slujire, nu de mântuire. Că nimeni nu va fi vreodată recompensat pentru mântuire, ci doar pentru slujire. Și în al șaselea rând, pentru că Dumnezeu răsplătește slujirea, și pedepsește neslujirea sau lenevia, viclenia, așa cum el a numit-o aici în scriptură. De ce pe pământ oamenii aceștia au fost împreună, iar în cer au fost despărțiți? Aș vrea să prezint trei gânduri. Primul dintre ele, pentru că oamenii care merg în cer merg pe baza credinței. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția. Unul i-a dat cinci, altuia i altuia doi, altul unul. Fiecăruia după puterea lui. Și apoi a plecat. Observați următoarele lucruri. Prin credință, credinciosul știe că stăpânul se va întoarce. Și pentru că el crede că stăpânul se va întoarce, Face tot ce poate ca la întoarcere să-l bucure și să se arate vrednic de ceea ce i s-a încredințat. Dacă un credincios crede că stăpânul care a plecat pentru o vreme se va întoarce, el are în minte momentul când se va întoarce stăpânul și nu-și permite să fie surprins că nu a făcut ce trebuia pentru împărăție. El crede că stăpânul se va întoarce și această credință că stăpânul se va întoarce îl face responsabil să slujească. După multă vreme stăpânul s-a întors. Cine crede că stăpânul se va întoarce, îl așteaptă să se întoarcă, nu le nevind, ci slujind. Dar cine nu crede că se va întoarce, ce rost are să facă efort? și uneori să fie nedreptățit, în loc să îi se spună mulțumesc, se spune și așa n-ai cântat bine sau n-ai făcut bine. Cine crede că se va întoarce stăpânul, e între el și stăpânul la lui. Nu e între el și oameni. Ceea ce face, face în numele stăpânului care se va întoarce. Și această credință este în mintea lui, în inima lui. De aceea, oamenii care vor ajunge să fie răsplătiți sunt oameni care au în minte, prin credință, urgența întoarcerii stăpânului și responsabilitatea să slujească ca cum se întoarce și să nu mă găsească nepregătit. Luther spunea: Dacă aș muri mâine, astăzi aș sădi un pom. Oamenii lui Dumnezeu, până își pun mâinile pe piept, lucrează. Mă uit în familii la persoane foarte în vârstă și bolnave și pur și simplu îi văd că n-au stare. Se târăsc să mai facă câte ceva să-și ajute copiii și nepoții și până pun mâinile pe piept. Fac eforturi inimaginabile, operați, bolnavi, cu dureri în anumite zone ale corpului. Ar trebui să stea liniști și să-i lase în pace, dar știu că vor pleca și vor rămâne copiii și nepoții fără ei, și întotdeauna îi aud spunând: Cât mai sunt printre ei, fac tot ce pot ca să-i ajut, și în lucrurile spirituale, rugându-mă și postind, și în lucrurile administrative cu ce mai pot. Ei, dacă așa faci pentru un copil, nici atâta lucru să nu faci pentru Domnul. Apoi, prin credință, credinciosul știe că talanții primiți. Trebuie investiți cu orice preț. Dacă cineva a primit darul să cânte, el se simte în fața lui Dumnezeu responsabil să facă slujba aceasta. E adevărat că uneori are motiv să se supere și îi trece prin cap să spună, nu mai cânt, că prea mult sufăr dacă manifest darul. Mai bine stau acolo, nu mai fac nimic și nu mai are nimic cu mine. El gândește așa în umanitatea lui dar în aspectul spiritual al vieții lui el se gândește, Dumnezeu mi-a dat darul ăsta și Dumnezeu nu mi-a dat darul acesta ca să mă supăr și să nu mai slujesc. Când se va întoarce stăpânul, eu voi încerca cu nervii mei să mă justific și cu nemulțumirea mea și să-i spun, Doamne, dar Tu știi că eu am fost așa mai nervos și mai recalcitrant, mai violent. Ei, imaginează-ți că fiind așa, e normal că n-am mai vrut să cânt, sau n-am mai vrut să predic, sau n-am mai vrut să dăruiesc. Cine primește de la Dumnezeu un dar și e conștient că e darul lui Dumnezeu, omul acesta pur și simplu are un foc în sufletul lui. E ca un foc pe care îl ține în inimă și pur și simplu se simte vinovat în fața lui Dumnezeu că nu manifestă darul pe care l-a primit. E între el și Dumnezeu. Îl arde, conștiința lui vibrează. El nu poate să știe că se poate întoarce Domnul la noapte și el a stat pe bancă cu darul în inimă. Sau dacă ai banii lui Dumnezeu în buzunarul tău, nu poți să ai liniște, sunt ai lui Dumnezeu. Când îți iei salariu, partea Domnului e partea Domnului. Că dacă te duci și îți plătești toate dările, sigur că atunci când te întorci, ți-ar mai trebui câteva sute de dolari. Nu că se au mai rămas, ar mai trebui. Dar dacă prima oară spui, cât e partea lui Dumnezeu? Mă duc la fratele George la casierie și o dau. Iar Dumnezeu mi-a promis că îmi va purta de grijă. Cine are credința aceasta în inimă, se bazează pe credința lui și procedează ca atare în orice fel de slujire. Apoi, prin credință credinciosul știe că la întoarcere stăpânul, va cere socoteală. Stăpânul s-a întors și a cerut socoteală. A cerut socoteală numai la cel cu cinci? Nu. Numai la cel cu doi? Nu. La toți. Indiferent câte daruri au avut, stăpânul le-a cerut socoteală. Frate, îți imaginezi că Domnul îți va cere socoteală când se va întoarce? Așa bătrân sau tânăr cum ești, așa ocupat cum ești, așa neputincios cum ești, așa cu brațul plin de scuze cum ești, Dumnezeu îți va cere socoteală. De mine scapi ușor. Dar ce faci cu Dumnezeu care își cere socoteală? Ce îi vei spune? Uite-te că a venit și la cel care a avut un singur talent. Și pentru că omul acela n-a slujit, l-a numit viclean, leneș și netrebnic. Înaintea lui Dumnezeu, omul care nu lucrează, este leneș, viclean și netrebnic. Dar asta nu e aplicația mea sau explicația mea, este pur și simplu scriptură. Și Domnul nu a spus asta la cei care au avut cinci talanți. Să zici, Domnule, ăsta ce dar avea să cânte sau să predice și s-a lăsat, Domnul va pedepsi. Și Domnul a spus asta la cineva care a avut cel mai puțin un singur talent. Și pentru că unul singur nu l-a pus în negoț, nu l-a investit, Dumnezeu l-a numit leneș, viclean și netrebnic. Ce fel de atitudine este aceasta în Dumnezeu față de omul acesta? O atitudine de mânie. Te-ai gândit vreodată că mânia lui Dumnezeu peste un om mântuit ca dumneata este deasupra capului? Nu pentru faptul că nu ești mântuit, ci pentru faptul că așa mântuit cum ești, îți ții talentul fără să îl folosești. Ai putea să vii la rugăciune, ai putea să postești, ai putea să, să faci ceva în adunare, ai putea să, nu știu, sunt mii de lucruri în care poți sluji. Spune-mi, de ce nu slujești? De ce aici au fost împreună pe pământ și acolo în cer au fost despărțiți? Pentru că cei care au mers în cer au mers pe baza credinței și prin credință s-au simțit responsabili să pună în investiție, să investească ceea ce au primit de la Dumnezeu pentru profit. Când un credincios nu are credință, nu-l slujește pe Dumnezeu, descalificându-se în felul acesta ca un fiu al împărăției cerurilor. Ce s-ar întâmpla dacă și ceilalți doi robi? ar fi fost vicleni și leneși, netremnici, ca al treilea stăpânul, le-ar fi spus și lor, robi, vicleni, leneși și netremnici, dar ei au fost credincioși și prin credința lor l-au așteptat pe stăpân lucrând, credeți că n-au avut piedici? Ba da! N-au avut nemulțumiri? Foarte probabil! Credeți că n-au avut dificultăți? O, oh, bineînțeles! Dar de ce totuși au reușit o viață de om, să pună darul pe care l-a primit de la Dumnezeu, fie bani, fie talent, fie posibilitate. Știți dumneavoastră ce complicat e pentru mine și pentru ceilalți frați păstori când vin musafiri? Avem oportunitatea să-i ducem la hotel sau avem oportunitatea să îi punem la cineva în casă. Știți ce greu este să găsim pe cineva la care îi punem? Întotdeauna sunt aceleași câteva familii și uneori le anunțăm în ultima clipă. Cu această ocazie, fără să rostez numele dumneavoastră, vreau să vă spun că vă mulțumesc frumos, pentru că anul acesta, chiar și în ultima clipă, când eu sau un alt păstor v-au sunat, ați spus să vină. Eu știu că orice casă are nevoie de un pic de timp să fie pregătită pentru musafiri, chiar dacă e o casă organizată și curată. Frați și surori, în biserica aceasta care este o biserică măricică sunt foarte multe slujiri. Nu este numai muzică și predică, sunt foarte multe slujiri. Și stăpânul vine și spune următoarele cuvinte. Bine robun și credincios, bine robun și credincios, dar la al treilea care a primit talent, dar nu l-a investit și pentru că nu l-a investit nu a produs nimic, n-a avut profit. Stăpânul îi spune rob, viclean, leneș și netrebnic. De ce aici, pe pământ, sunt împreună, și în cer sunt despărțiți? Aici sunt împreună și cei care cred, și cei care nu cred. Însă în cer merg doar cei care cred, pentru că numai prin credință pot suporta o viață întreagă, tot felul de piedici, tot felul de lovituri, tot felul de alunecări tot felul de dificultăți și totuși să rămâi un om credincios și să-ți faci slujba mergând înainte, știind că omul e doar om, odată își face datoria și îți spune mulțumesc, de o mie de ori uită, odată îți bagă de vină sau de o mie de ori îți bagă de vină și odată îți spune mulțumesc. Îți trebuie o mare credință să treci peste toate astea și să rămâi credincios lui Dumnezeu, să-ți faci slujba în continuare și să spui fac lucrul ăsta în numele Domnului. În al doilea rând, frați și surori, aici sunt oameni împreună pe pământ, dar în cer vor fi despărțiți, nu doar pentru că în cer se merge pe baza credinței, ci și pentru că în cer se merge pe baza caracterului. O să citez din Scriptură. dată, imediat, numai decât, urgent, cel ce primise cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoț, adică i-a investit și a avut profit, a câștigat încă, încă cinci. Tot așa cel ce primise doi a avut profit alți doi. Cel ce nu primise decât unu s-a dus, s a făcut o groapă în pământ, i-a ascuns. Observați o diferență de comportament, o diferență de caracter? De ce pe pământ împreună și în cer despărțiți? Evident, nu doar din cauza credinței, ci și din cauza caracterului. Datorită caracterului credinciosul vede slujirea ca fiind urgentă. Uitați-vă în carte, Primul cuvânt, îndată. Îndată! De ce primii doi, îndată, au investit, iar al treilea, nici măcar mai târziu, nu i-a investit? Frați cumpi, e o problemă de caracter. Dacă aveți doi copii și pe amândoi îi ruga să facă un lucru și unul face, altul nu, care e diferența între ei? Caracterul. Pentru că un credincios care are caracter, care e matur, care e plin de Duhul lui Dumnezeu, nu-și poate permite să-i poruncească Dumnezeu. Ia darul ăsta și investește-l în împărăție. Și prin manifestarea acestui dar se vor întoarce oameni la mântuire. Vor fi zidiți credincioși, vor fi educați copiii, va fi biserica organizată, vor fi frații serviți, ajutați, vor fi bătrânii ajutați am mulțumit mai devreme șoferilor care folosim basul bisericii, voluntar, lucrează duminica ca să-i aducă pe cei în vârstă la biserică. Nu v-ați gândit că la ora 12 soția lui se duce acasă singură, iar el se duce să ducă frații pentru o oră, o oră și jumătate, două ore, vine și el la două acasă. Nu este așa că dacă ar fi un număr dublu de bărbați care fac asta, șoferilor actuali, le-ar veni rândul la o perioadă dublu mai mare decât până acum. Nu este așa că putem să extindem acest exemplu la cor? Sunt în sală oameni care nu fac nicio slujbă. N-ar putea să cânte la cor dacă au voce? Ba da. N-ar putea să devină ușieri dacă n-au voce și au pe inimă să facă o slujbă? Ba da. N-ar putea să meargă la stație unde este un domeniu tehnic, la video-audio? Ba da. N-ar putea să meargă la școala duminicală? Ba da. N-ar putea să vină la ziua voluntarului o dată sau de două ori pe an? Ba da. N-ar putea să se înscrie la masa de dragoste, să stea la grătar două, trei ore și să servească sfinții, găsindu-și plăcerea că face lucrul ăsta în numele Domnului. Iar acest domn care îl vede într-o zi se va întoarce și îi va spune rob bun și credincios, ce onoare! Ce mod grozav și minunat să-ți investești timpul, banii și efortul. Să spună nu un pastor și Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, rob bun și credincios, vino să te răsplătesc. Și sunt oameni care nu gândesc în maniera aceasta, credința și doi, caracterul. Ce fel de om trebuie să fii ca să nu te ardă, să nu spese, să nu te intereseze? Pur și simplu să vezi sub povară pe alții, iar tu să stai liniștit. De ce? De ce unii ard, iar alții nu? De ce unii sunt în foc pentru slujbă, iar alții nu? Frați și surori, din acest motiv, aici suntem împreună. Însă, dincolo, vom fi despărțiți. Nu de un pastor sau de un comitet ca să-i băgăm de vină, ci de Domnul care a făcut cerul și pământul. Datorită credinței sau absenței acesteia? Datorită caracterului sau absenței acestuia? Priviți, datorită caracterului credinciosul vede slujirea nu doar ca fiind urgentă, îndată, ci ca fiind obligatorie. S-a dus și a pus în negoț. E obligatoriu. A făcut lucrul ăsta urgent, imediat s-a dus, dar s-a dus pentru că este obligatoriu. Dacă stăpânul mi-a spus asta, când stăpânul spune un lucru, n are importanță dacă poți sau dacă nu poți, dacă ești obosit sau nu, dacă ai sau nu ai, trebuie să te duci. Trebuie să te duci. Stăpânul te trimite. Stăpânul are dreptul să poruncească și se așteaptă să faci ce, ce ți-a poruncit. Cum să nu te duci dacă ți-a spus stăpânul? Dar ce rob să fii dacă nu asculți? Un rob neascultător? Leneș, viclean și netremnic? Nici vorbă. Apoi, datorită caracterului credinciosului, este harnic și eficient în lucrul Domnului, a mai câștigat alți cinci talanți. Fraților, orice dar de slujire pe care îl are cineva este ca să câștige pentru împărăție. Pe un nemântuit să-l ajute să se mântuiască, pe un mântuit să-l ajute să crească pe un nemulțumit să-l ajute să înțeleagă că toți oamenii sunt oameni și uneori ne greșim unii altora, iartă și iau-o de la început, pe, pe un copil sau pe un tânăr să îl ucenicizeze ca să iasă din el un predicator, un lider, un cântăreț, poporul Domnului să fie zidit, vine cineva cu o cântare și vă văd cum vă ștergeți oameni mari la ochi lăcrimând și știu că încercați o mare emoție, și plecați și spuneți, Dumnezeu să-L binecuvinteze pentru slujirea care a făcut-o, pentru că mi-a răcorit Duhul. Este manifestarea unui dar care zidește biserica. În felul acesta câștigăm pentru împărăție, dar dacă stai pe bancă, ce câștigi? Nimic. Cât profit? Zero. Și tot felul de scuze, păi să vezi că eu sunt ocupat, oameni buni, toți suntem ocupați. Asta e copilărește, Cine nu e ocupat? Toți suntem ocupați. Dar ce faci cu darul pe care ți-l-a încredințat stăpânul? Nai stăpân. Ba da, nai dar. Ba da, nu știi că se întoarce. Ba da, și. Doamne, Doamne. E o problemă de credință? În asta se verifică credința. Ca așa toți cred că Dumnezeu există. Biblia spune că și dracii cred. Sper să nu avem o credință ca a lor și să avem o credință ca aceia care știm că stăpânul se întoarce și pentru că se întoarce trebuie să-l așteptăm cu lucru făcut. Îmi povestesc frații când stau de vorbă cu ei, mai ales cei care au crescut la țară în România, când se întorcea seara tata acasă. Dacă nu era totul făcut după cum mi-a poruncit de dimineață, vai, vai, vai ce pățeam. Așa va face stăpânul când se va întoarce. Apoi, observați, hărnicia și eficiența în împărăția lui Dumnezeu nu se măsoară prin comparația cu alții. Dumnezeu nu s-a așteptat ca cel cu doi talanți să producă cât cel cu cinci. Și nici de la cel cu unu nu s-a așteptat să producă ca cel cu doi. Stăpânul a știut că eficiența și randamentul e direct proporțional cu investiția. Stăpânul nu vrea să fim în concurență unii cu alții. Cine predică mai bine? Ăla e numărul 1, ăla e numărul 3. Aduceți-vă aminte că persoana aceea apreciată de Domnul care a dăruit, n-a dăruit mult, dar a dăruit cât a avut, după putere. Primul rob a câștigat 5 talanți. Cât profit a făcut? 100%. Al doilea a câștigat doi talanți. Cât profit a făcut? 100 ultimul n-a câștigat nimic. Cât profit a făcut? Zero. Acum vă întreb, dacă ai fi managerul unei companii și ai avea doi muncitori, unul care face profit 100% și unul care face profit 0% și ar trebui să dai pe unul afară, că așa sunt vremurile, pe care l-ai da? Nici în vis nu l-ai da pe la care face 100% profit, nu? Că după aceea te-ar da și pe dumneata directorul afară. Ce fel de companie să fie împărăția lui Dumnezeu? Dacă și cu 100 de procente profit și cu 0 profit tot în cer mergem, oameni buni, aici suntem împreună. Dar acolo vom fi despărțiți. Nu pentru că vor predicatorii, pentru că așa spune Biblia. De ce al treilea rob a îngropat talentul în pământ în loc să l-investească? E o întrebare la care nu știm să răspundem. Putem să propunem răspunsuri, dar nu știm sigur dacă sunt corecte. Probabil din cauza invidiei. Ceilalți doi au primit daruri mai mari, erau predicatori mai proeminenți, erau cântăreți mai buni. Sau, probabil din cauza nemulțumirii. Dar ce? Eu nu pot administra cât el. De ce ce pe mine mă pune numai joi seara? De parcă joi seara Dumnezeu își trimite secretarul să ia slava din biserică. Nu vine tot el. Fraților, ați observat că duminică seara nu ne ajunge timpul să mai punem cântăreții, iar joi seara nu avem pe cine să punem? Ascultați-mă, asta nu e credință, nu-i caracter și nu-i pocăință. Iar dacă aceste cuvinte sunt prea grele, îmi cer iertare că le spun, dar dacă nu le-aș spune, ar rămâne între mine și Dumnezeu. Mai bine să rămână între mine și dumneavoastră. Fraților, asta nu e treabă. Ce ne trebuie? Balconul plin să ne vadă când cântăm? Sau onoarea lui Dumnezeu care să fie înălțată. Ce ne trebuie? Noi să sunteți oameni mari. Dacă eu nu zic bine, iertați-mă și îngăduiți-mă că sunt om. Dar dacă zic bine, rugați-vă pentru ca aceste lucruri să nu mai poată fi spuse în anul 2014 și să nu mai slujim pentru slavă pentru public, pentru faimă și reputație. Și să fim conștienți că stăpânul se va întoarce și va cere socoteală. Îți trebuie o credință serioasă să gândești în maniera asta. Și îți trebuie un caracter solemn și divin ca să gândești așa. Altfel, umbli după ești grozav. De ce să nu investească? Probabil din cauza rușinii. Ce o să zică lumea când eu cu un talent, o să mă bag și eu acolo între oia cu 2 și 5. Probabil din cauza confortului. Mai bine îmi văd de treabă și mă odihnesc, nici nu mi-a dat 5 să arăt ce pot, Ma așa s-a jucat cu mine, cu un singur talent, nici nu-mi nu pornesc mașina pentru treaba asta. Probabil din cauza faptului că nu-l iubea pe stăpân. Fac ce vreau cu viața mea și nu hotărăște stăpânul ce fac eu. Probabil pentru că era frică. El spune, mi-a fost teamă. E foarte greu să lucrezi pentru cineva când se frică de el. Cu siguranță pentru că nu-l cunoștea pe stăpân. Observați că el își permite să-l acuze pe stăpân, uitând că el este doar un rob și pe deasupra e și un rob leneș, un rob netremnic și un rob viclean. Și uitați ce zice Biblia, el știe că stăpânul lui este aspru, el știe că stăpânul este aspru, dar el nu știe că el e leneș. Despre stăpân știe că e aspru, dar despre el nu știe că e leneș, viclean și netrebnic. Ce ușor ne e nouă să știm cum sunt alții. Asta e o treabă care trebuie corectată. Apoi, ce -a mai știut el? El știe că stăpânul e nedrept. Se cer de unde n-ai semănat. Ceea ce mi se pare ciudat este faptul că el știe că stăpânul e nedrept, dar el nu știe despre sine că este neapreciat de stăpân și că el este mai nedrept decât stăpânul lui. Apoi, îi este teamă să slujească, dar nu e teamă să nu slujească. Nu slujește de frică. În același timp stă degeaba și nu produce nimic și nu e frică. Ce ciudat este că atunci când face treabă, adică face ce trebuie și e ascultător, îl lovește frica. Iar când nu face nimic și e vinovat, se simte confortabil. Ciudat discernământ. Mai mult de atât, el știe că stăpânul se va întoarce și îi va cere socoteală, motiv pentru care își ia talentul și îl conservă ca nu cumva cineva să se atingă de el. Știe că talentul e al stăpânului, dar el uită că și el este al stăpânului, nu numai talentul. Și talentul, și lucrătorul, robul, tot ai stăpânului sunt, amândoi. Însă el și-a permis să facă ce vrea, el are o altă agendă. Dumnezeu poruncește pentru robul care nu slujește următoarele cuvinte. Numiți-l viclean, lene și netrebnic și aruncați-l în focul care arde, iar ce are, dați-i altuia care știe să investească, pentru că omul ăsta aduce pagubă companiei mele. Frați dragi, eu știu că noi nu gândim în ăștia decât atunci când se termina anul. Acum când se termina anul, predica asta se potrivește. Dar dacă ai ține-o în timpul anului, n-ar avea semnificație, măcar că ar fi la fel de adevărată. Dar acum, la sfârșitul anului, pilda aceasta, pentru asta a fost spusă, ca să pună în evidență faptul că unii își fac treaba și alții nu. Însă pe toți Dumnezeu iubește și a vrut să-i avertizeze, nu să reproșeze pe cineva, cuiva sau să înalțe pe altcineva, ci numai să fie avertizatoare. Și să spună următorul lucru, când un om nu slujește, e un om fără credință. Că dacă ar avea credință, ar crede că Dumnezeu se întoarce și cere socoteală. Și e un om fără caracter. Că dacă ar avea caracter și ar manifesta caracterul ascultând oamenii care nu ascultă, nu sunt oameni de caracter. Și în al treilea rând și în ultimul rând, oamenii sunt aici pe pământ împreună și în cer vor fi despărțiți pentru că în cer se merge pe baza credinței pe baza caracterului și pe baza cuvântului. O să citesc din Biblie. Cel ce nu primise decât un talent a venit și a zis, Doamne, am știut. Ce a știut el? El spune, am știut. Cu alte cuvinte, eu te cunosc. Omul ăsta a pretins că își cunoaște stăpânul. Și așa de rău a fost stăpânul în ochii lui, încât n-a meritat ca el să se deranjeze pentru stăpân. Și uitați cum explică el. El face un portret robot al stăpânului său. Și priviți ce fel de stăpân spune el că are. 1. Am știut că ești un stăpân rău. Știu că ești un om aspru. Am știut că ești un Dumnezeu rău. Întreb eu, cum să slujească cineva pe Dumnezeu dacă el crede că Dumnezeu este rău? Mi-aduc aminte de cineva pe care l-am cunoscut în viață. A fost într-una dintre bisericile unde eu am slujit. Era un tânăr bărbat, căruia i-a murit mama. I-a murit mama în urma unei boli terminale. Și el nu a mai vrut să vină la biserică, și mulți ani nu a mai venit la biserică. El a știut că Dumnezeu este rău. Și a spus așa. Dumnezeu, dacă era bun, nu mi-a murit mama. Și el l-a calificat pe Dumnezeu prin prisma interesului lui de a o avea pe mama lângă el. Dacă s-ar fi căsătorit, uita de mama și se ducea după nevastă la capătul pământului. De, dar așa e omul. El a spus Dumnezeu este rău. Și pentru că Dumnezeu este rău să nu-L mai văd. A terminat cu biserica, cu Biblia, cu rugăciunea și cu viața spirituală. Fraților, Niciun om nu-și poate permite să spună așa ceva despre Dumnezeu. Eu sunt rău dacă îl constrâng pe copil să mănânce când el lui trebuie numai bomboane, el vrea bomboane la breakfast, bomboane la masa de prânz și bomboane seara. Păi rămâne și fără din și fără stomac. Îi, mai, îi, trebuie și ceva zamă, nu numai bomboane, că nu poți ține cu el tot într-o bomboană. Și sigur că îl reglezi, îl, îl, îl convingi într-un fel. Bă, copile mai termină cu bomboanele. Dacă nu vrea să doarmă la prânz, ce-i faci? că după el, când îi spun la nepotul meu, mergi te culci, spune, bi, mâine. El mâine, tot timpul ar dormi mâine, dar bomboane azi, bomboane azi și dormi mâine. Sunt eu nedrept și rău pentru că îl pun să doarmă și să mănânce? La mintea lui de copil, da. Când se va face mare, va spune, probabil, mulțumesc frumos că te-ai ocupat de mine. El spune, eu știu. Ce știu? Știu că Dumnezeu este rău. Doi, știe că Dumnezeu este oportunist. Eu știu că tu vrei să scoți bani de unde n-ai investit. Adică îți trebuie să secer toamna de unde n-ai semănat primăvara. El îl numește pe Dumnezeu oportunist. Și pentru că tu ești oportunist, Doamne, eu te pun la punct. Eu nu-ți investesc banii pe care mi-ai dat. Îi pun aci în pământ și ca să nu mă dai în judecată că ți-am prăpădit banii, uite aici, nici nu m-am atins de ei. Ia-ți-i înapoi și du-te. Asta este atitudine față de Dumnezeu. Și el vrea cu această atitudine să meargă în cer. Doar pentru faptul că a fost împreună cu ceilalți pe pământ, speră și în cer să ajungă. Dar în cer vor fi despărțiți. El a știut, dar a știut lucruri greșite. 3. Am știut în mod greșit că pot să fac ce vreau, în timp ce sunt robul stăpânului. Tu mi-ai spus să pun talentul în negoț, eu l-am pus în pământ. Dar în același timp eu știu că tu ești un Dumnezeu rău. Eu sunt un rob bun, eu sunt un rob ascultător, eu sunt un rob muncitor, eu sunt un rob harnic. Dacă îi spui Leneș, se simte ofensat. Dar cum se numește omul care nu-și face treaba? Are dreptate stăpânul să-l numească Leneș, dar dacă nu-și face treaba, cum poate să fie numit de Căleneș? Primii doi au adus raport de activitate și spun, mi-ai dat cinci, încă cinci ți-am adus ca și profit. Al treilea nu aduce raport de activitate. Știți ce aduce el? El aduce critici, acuzații și o caracterizare negativă la adresa stăpânului. Îl face cu oșcoțet, și cu oțet și îl prezintă ca pe cel mai rău om care există sub soare. Din aceste motive pe pământ suntem împreună, însă în cer vom fi despărțiți. De ce pe pământ au fost împreună și în cer au fost despărțiți? Pentru că deși au fost împreună, au crezut lucruri diferite despre caracterul lui Dumnezeu. Pentru că deși au fost împreună, au avut motivații diferite pentru slujirea lor. Pentru că deși au fost împreună, au luat hotărâri diferite cu privire la porunca lui Dumnezeu, să asculte sau să nu asculte pentru că deși au fost împreună, unii l-au slujit pe stăpân, alții nu l-au slujit. Pentru că deși au fost împreună, au făcut lucruri diferite și au primit lucruri diferite. În concluzie, gândiți-vă acum foarte atenți. Prin credință primim mântuirea, prin slujire primim răsplat. Încă o dată, prin credință se primește mântuirea. Efesem 2,8 la 9. Prin credință ați fost mântuiți. Prin har s-a fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci e darul lui Dumnezeu. Acum nu o să te răsplătească Dumnezeu că ai primit cadou lui. Cine crede, va fi mântuit. Dar răsplata nu mai are legătură cu mântuirea, ci are legătură cu osteneala făcută din dragoste. Are legătură cu osteneala făcută din dragoste. La porunca lui Dumnezeu, du-te! Mă duc, Doamne, deși sunt obosit. Du-te! mă duc, Doamne, deși n-am decât 2 dolari în buzunar, dar unul îl dau pentru tine. Du-te, mă duc, Doamne, deși nu sunt cel mai bun cântăresc din adunare. Du-te! Când asculți porunca lui Dumnezeu, te duci! Când nu te duci, nu asculți porunca lui Dumnezeu. Mântuirea este un dar, răsplata este o recompensă. Mântuirea e un dar, răsplata este o recompensă. Însă absența slujirii Demască absența credinței, a caracterului și a ascultării cuvântului. De aceea pune în risc mântuirea. Nu numărul talanților contează și atitudinea pe care o are un slujitor față de talentul pe care îl primește. Aș vrea să închei cu o întâmplare pe care eu am mai spus-o odată și alții au mai spus-o de alte ori, însă deși pare amuzantă, mi se pare extrem de sugestivă, nu mai gândiți-vă. Ion fiecare, împreună cu Gheorghe oricine, cu Mihai cineva și cu Nicolae nimeni, sunt patru oameni dintr-o biserică. Totuși, acești patru oameni, respectiv fiecare, oricine, cineva și nimeni, sunt niște membri un pic, un pic mai diferiți ai bisericii. Această diferență a lor în comparație cu ceilalți este dată, spre, este dată de mentalitatea pe care ei o au față de Dumnezeu, față de biserică, față de slujire și față de misiune. În cele ce urmează, vă voi explica activitatea lor în ziua Domnului. Fiecare, de obicei, rămâne acasă duminica pentru că trebuie să se odihnească. Duminica asta s-a dus la pescuit ca să prinde pește și să aibă ce să povestească a doua zi la serviciu. Oricine ar vrea să meargă la biserică, are intenții bune și serioase, dar își aduce aminte care ceva de lucru. Cineva s-a supărat pe păstor din cauza faptului că în timp ce acesta a explicat o pildă a Domnului, a spus că lumina unora care ar trebui să lumineze pe cei din jur e aproape stinsă și face fum în loc de lumină. Cineva susține că păstorul a bătut apropo la el și acum s-a supărat și nu mai vrea să mai meargă la biserică. Dacă oricine ar merge la biserică, atunci se supără cineva. Și ca să nu fie supărat, oricine și cineva au hotărât să stea amândoi acasă. Imaginați-vă în această situație cine s-a mai dus la biserică. Evident, al patrulea, adică nimeni. Doar nimeni. Dintre toți, nimeni are pasiune și disponibilitate pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cine merge în vizite? Nimeni. Cine merge la muncă voluntară? Nimeni. Cine e gata să întindă o mână de ajutor? Nimeni. Cel mai harnic, cel mai săritor și cel mai plin de pasiune este al patrulea. Nimeni. Într-o seară din timpul săptămânii, pastorul i-a programat pe toți patru să dea îndemnuri la rugăciune. Fiecare a crezut că va merge oricine. La rândul lui oricine a crezut că va merge cineva. Ca de obicei, pentru că cei trei n-au fost prezenți, s-a dus al patrulea, adică nimeni. Într-o altă împrejurare, pastorul i-a rugat pe cei patru să ajute un prieten al Bisericii Nemântuit, care a venit de câteva ori la serviciile divine, să se mute dintr-o locație în alta. Și pastorul le-a spus, mergeți, vă rog, ajutați-l, pentru că e o ocazie să manifestați dragostea creștină și să-i și vorbiți de Domnul în timp ce mutați mobilierul. Fiecare s-a gândit că va merge cineva. Oricine s-a gândit că va merge fiecare. Până la urmă s-a dus nimeni. Vecinul a fost foarte impresionat și nu s-a mai dus niciodată la biserica aceea. Morala. Atunci când credem că lucrarea lui Dumnezeu o va face fiecare sau cineva, sau oricine, să știți că o va face nimeni. Biblia ne învață să sporim un lucru Domnului că știm că osteneala noastră e zadarnic. Această întâmplare a fost scrisă 19 noiembrie 1991 de fratele Benea Gavril din Beliu. Eu nu-l cunosc, dar am găsit scrisoarea aceasta și am socotit că ar fi bine să vă citesc și dumneavoastră, oamenii lui Dumnezeu. Am vrut să rostesc acest cuvânt de predică pentru ca să înțelegem că așa cum se sfârșește un an de zile, se sfârșește o viață de om. Și dacă nu suntem ascultători față de Dumnezeu, se va întâmpla exact ce se întâmplă când suntem neascultători de părinți. Așa cum părinții ne-au tot ciufulit și ne-au tot urecheat, după metodele vremii și locului unde am fost crescuți, atunci când nu am ascultat și am fost leneși și neroditori, tot la fel va face stăpânul când se va întoarce. Gândiți-vă, frați și surori, cu ce vom rămâne noi dacă Dumnezeu ne va spune, dute? te Cine ne va mai aprecia dacă Dumnezeu ne va spune, leneșule? Unde vom sta noi dacă Dumnezeu va spune aruncați-l în focul care arde? Cu ce vom rămâne noi dacă stăpânul va spune luați și ceea ce îi se pare că are? Și de ce toate acestea? Pentru o comoditate nejustificată și pentru o atitudine incompatibilă cu focul pe care l-au oamenii născuți din nou ca să-l slujească pe stăpân. În această seară aș vrea să avem un moment în care ne gândim au fost în anul acesta oportunități de slujire pe care le-ați neglijat? Au fost în anul acesta oportunități de slujire în care putea să faceți mai mult și n-ați făcut, în care ați fi putut să fiți prezenți, dar n-ați fost? Gândiți-vă la lucrurile astea. Eu nu am notat și nici nu aș avea capacitatea să știu unde sunteți dumneavoastră corigenți. Eu știu unde am fost eu. Însă în această seară e ca la sfârșitul vieții. Dumnezeu ne cere socoteală. Dar aceasta nu este socoteala cea adevărată, reală, ci este un fel de repetare, de simulare, pentru ca să trezească conștiința noastră și să înțelegem că cu această viață și cu talentul pe care ni l-a dat Dumnezeu nu ne putem juca. Omului Dumnezeu, stăpânul nostru se va întoarce. Stăpânul nostru se va întoarce. De aceea, prin credință, ar trebui îndată să ne punem talentul în negoț, să investim și să ducem folosul în împărăție. Prin credință să facem asta, prin caracterul pe care Duhul Sfânt, apă și Duh, prin nașterea din nou, l-a făcut în inima noastră și prin cuvântul care în fiecare da de fiecare dată când venim la biserică ne spune, fiți plini de râfnă cu Duhul. Haideți să stăm înaintea Dumnezeu în momentele acestea și la două ore distanță de sfârșitul anului 2014 să vorbim cu stăpânul și să ne imaginăm că a și venit și putem să-i spunem, stăpâne, te-am așteptat cu bucurie. Dacă ai fi venit cu o săptămână în urmă, încă nu terminasem de investit, dar tocmai am terminat de o săptămână, ai venit la timp. Mi-ai dat cinci, uite încă cinci și stăpânul va spune, vină robun și credincios. Toți de aici putem să spunem asta? Exact cum este în seara aceasta simularea, repetarea, așa va fi într-o zi în adevăr. De aceea, frați și surori, pe pământ ăștia trei au fost împreună și în cer au fost despărțiți. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.